bine să ne integrăm cumva gândit să Uniunea Europeană. Poate și da. Poate și da. Deci, susțineți, vedeți undeva puncte bune pentru țara noastră în acest parcurs. Parcă ar fi mai bine cu Europa. Dar cum vă gândiți ce o să schimbe la noi în țară? Poate ori și pensiile, ca și s-au lăudat că au și bă pensiile de 1500 când hopa muia de 900 de lei. Că eu am dat document la pensie și 900 de lei. Uitați-vă, cetățenii din Uniunea Europeană, când ies la pensie, majoritatea din ei călătoresc, se odihnesc, dar la noi... La noi dacă n-ai o vacă, n-ai un cal împrejur casă, ai mărit bani. Dar despre unirea cu România, ce părere aveți? Cu România nu tot este. Nu prea, eu am fost la România. Dar când ați fost? La Lucra, am fost la Lucra eu. Acum are ce? Ei, vă câțiva ani sunt. Câți ani în urmă? Sunt vă câțiva ani. Da, ne ajută foarte mult. Da, românica nu ne ajută, se vede că ne ajută, dar... De exemplu, grădinițele s-au renovat. Eu pe grădiniță la noi. Renovată. Păi dacă s-ar mări salariile și pensiile, un referendum nu v-ați votat pentru unii. Da. Ce părere aveți dumneavoastră despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Da, și pus părere? Da, pozitiv, negativ. Da, din partea mea e pozitivă. Ar fi bine, da. Și salarii, și pensii, și viața oamenilor, și acolo e mai bine. Ceva proiecte europene care sunt realizate în Republica Moldova? Europenii știm ce e și România și au ajutat. Și Europa așa cam primie. Drumurile sunt renovate din România. A, drumurile, da, este centrale, da, da. Deci sunt și din partea Americii. Da, despre România ca țară europeană, ce puteți să spuneți? România s-a schimbat foarte mult. Atunci când are 80, România era 10 ani în urma noastră, acum a rămas noi cu 20 de ani în urma României. Chiar gazul tot este foarte bine. Și cum va fi să fie gazul mai ieftin? Ca... Nu știu dacă ar fi mai ieftin, dar să fie cum fac roșu, știți? Dacă nu sunteți cu noi, noi mai chinem gaz. Și asta fie și o stabilitate. Dumneavoastră despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. De bine îmi pare, nu? Înspre bine mergem, așa îmi pare. Cum credeți? Ce s-ar putea schimba în urma eurointegrării? Poate schimba. Lumea poate să schimba. Vom mai avea bună. Salarii mai mari. Da, da, mai înspre bine, mai ușor poate. Pensiile vor crește. Pensiile, da. Dar ce părere aveți despre unirea cu România? Pentru unități zbuni și cu România e tot bun. Dar cunoașteți cum ne-a ajutat România în ultimii 5 ani? Am auzit. Puteți să ne dați de exemplu? Cu mulți bani, așa am înțeles eu. Da, bani, au fost grădiniți, materiale, asta am auzit, cred că și la Cușeni, la asta. Chiar și autobuse ca copiii să circule gratis dintr-o localitate în alta. Multe. Burse pentru elevi, peste 4.000 de burse. Ce părere aveți despre integrarea europeană a Republicii Moldova? Cum credeți? Ar fi ceva benefic pentru noi? Da. Dar ce beneficii s-ar face în urma integrării, după părerea dumneavoastră? Cum ce ar fi? Și părerea cu ordine în Moldova, nu? Da, ești convins că România acceptă Moldova? Și mai mult de 80% din respondenți au spus că își vor unirea. Plus asta, Parlamentul... Respondenți că o spuneți, dar lumea tătă, care e la țara altă noi... Da, noi am fost convinsă. Poftim? E convins că ești și buniri cu Moldova. Păi da, îi vor unirea. Eu tot procent că nu. Deci noi sunteți contra unirii. Foarte. Eu nu sunt contra, foarte. Dar noastră șibă. Dar cum crezi pentru tineri? Nu ar fi un viitor mai bun alături de Uniunea Europeană? Păi ești tineri, e bine mult și ori duci grau și lucra. Să duc la rașe, nu-i echipă. Eu și spun, nu, păi ești tineri ori găsc, aici e unirea. Dar dumneavoastră nu sunteți împotrivă să ne unim? Da, eu tot un an. Ori și cu Moldova, ori și cu România.
credeți dumneavoastră că Republica Moldova se integrează în Uniunea Europeană? Of, Doamne, eu ia ca Radio Plaine, spune chiar nu știu, nu știu ce să înseamnă cu țara asta noastră. Nu știu, chiar nu știu, nu știu. V-ați dezamăgit complet, nu? Da. Zeci copii, dar n-am pe nimeni Moldova. Tăți-o plecat. La unde au plecat? Italia s-a dus în... Și cum vă spune, cum e în Europa? E mai bine ca Republica Moldova? Eu zic că au de lucru, au salarii mari, au și trăi. Dar nu cunoașteți proiecte finanțate de Guvernul României? Nu. Au fost renovate peste 900 de grădinițe în ultimii 3-4 ani. Da, au spus că la noi au făcut grădinițe. Sunt făcut fonduri nerambursabile. Noi nu întoarcem banii înapoi. Ia ca chiar asta de la Coșel, cum ai trași? Coșei de la Zazul. Tot ai de Guvernul României.